La finele săptămânii trecute, Muzeul Municipal Călăraș a fost gazda lansării romanului polițist Cântecul Lacului, scris de călărășanul Dan Bițuică. Autorul este deja la al doilea roman și, după declarațiile sale, nu se oprește aici, având în lucru în acest moment încă două romane. După publicare, romanul s-a bucurat de recenzii favorabile pe blogurile de specialitate. A venit o aranjă foarte mare de literatură occidentală, care copertele sunt gazdonate, sunt foarte atractive, dar între coperte nu este ceea ce trebuie. Și toată literatura în momentul de față și filmele și societatea îmbrățișează fără să aibă nici un fel de o predice în momentul de față și de opinie, îi lasă așa pe copii, exact cum făceau înainte părinții, de lăsau în fața unui calculator sau unui tabletă, pentru că ea doar pe copertă. Dar mai târziu, acei copii devin maturi și acei maturi ar trebui să facă ceva în această societate. Ori o societate care va avea în acei copii maturi de mai târziu, care nu au citit nicio carte și care nu au avut o lectură așa cum era înainte, în urmă cu 50 de ani, când toată educația se baza pe literatura clasică, care inspira o trăire, să știi să-ți ajuți aproape, să iubești, să îl sprijini, să ai onoare, să ai demnitate. Aceste lucruri sunt în momentul de față tare, sunt facile, pe care tineretul din ziua vrea să nu mai vrea să mai audă de așa ceva. Pentru ei sunt la modă filmele și cărțile cu magie, vezi Harry Potter, vezi The Lord of the Rings, vezi alte lucruri care, dacă ar fi fost numai într-o variantă, dar se pare că toată literatura se bazează pe așa ceva. Și dacă vă uitați și la film, o să vedeți că este aceeași modă de a transmite foarte multe filme cu magie. Și acum o să ne punem întrebarea, este foarte interesantă, ce anumite cărți în acestea ajung best-seller. Și atunci o să vă spun că best-seller nu o să fie niciodată o carte foarte bună, nu înseamnă că este și literatură puternică. Un best-seller înseamnă că a avut ceva, un scop, și că foarte mulți au mers așa, ca urma, că mi s-a spus că este o carte bună. De multe ori că vor avea surpriza neplăcută, că atunci când acea carte mult lăutată, se descoperă că de fapt este maculată. Dacă are undeva în spate un mesaj, acolo trebuie să ajungă și din cauza aceasta se promovează asemenea cărți. Pentru că, dacă vedeți în de față, ce observăm? Observăm o societate degringolată, observăm niște vremuri foarte tulburi, observăm că nu mai sunt repere morale, nu mai sunt lideri de opinie adevărat, sunt doar niște marionete ale sistemului. Și atunci ce facem? Creăm o generație de oameni fără creier, fără opinie, fără personalitate, fără nimic. O uniformizare ca gândire. Iată de ce acele cărți sunt foarte periculoase. Iar eu, ca scriitor, înțeleg acest lucru și îmi fac datoria, în toate romanele mele, să trezesc spiritul oamenilor și să fie ceva, un mesaj spiritual, ca oamenii să devină din ce în ce mai cultivați, mai puternici și să fie aceia care să gândească cu propriul lor cap. Aceste cărți de care vă spuneam îndrătesc foarte mult exprimarea și prezentarea și promovarea unui asemenea roman pe care încă o dată supun atenției și el și-a făcut datoria, este foarte clar că așa va merge, nu va lăsa așa cât am jos, va construi în continuare în are de două proiecte, va merge pe aceeași linie în care cititorii vor fi bucuroși să descopere o operă aversă. Sunt mai multe de spus, mă opresc aici, poate mai revin așa, trebuie să-i dau cuvântul și scriitorului, pentru că prima lansare, de fapt, așa este multă emoție, nu este obișnuit să fie în fața unui public numeros și dacă ar fi fost obiectă de tot aia fost, deci trebuie să depășești acest lucru, mai bine facem un pic ca să depășim împreună și să preiau eu așa, da? Să extrag de la tine emoțiile, mai bine să ne întregi. Da? Când ți-a venit în gând să scrii acest roman interesat și dacă de la început a fost timpul să l-ai schimbat ideea? Romanul a fost conceput în canapeaua mea de sufletărie. Niciodată nu am schimbat nimic la el. Eu nu lucrez după un șablon, să am ceva notat, să fac un schimb
vedere și după care să dezvolt sau... Mă așez pe domeniu și iese povestea. Recunosc că să nu sunt, am să înțelege că mă dau rotul, cum se spune, la mine e pur, care. Am înțeles asta. Câte pagini scrie pe fiecare zi sau care sunt profilii? Cel puțin 5-6 pagini. 5-6 pagini. Da, trebuie să scrie 2-3 pagini și atunci când săgeacă băieții să mai dea un rom sau un cip, că era băutură de cip, venea nevastă să și îl ruga, nu uita că trebuie să scrie cele 2-3 pagini. E cam așa, am un plan și un plan, nu trebuie să-l fac. Că-i urgență sau pentru scrie? Nu cred că se pune problema de o restricție din partea editurii, de a te îți impune un anumit termen că trebuie să scrii sau să faci în decurs de... Doar povestea din carte este despre un scriitor care are termen să scrie. Pentru că ei în America au altă viață de față de noi, ei își fac niște contracte și au bani dinainte și după aia apare romanul. Înainte de a începe, astăzi ne-am gândit de câteva ori așa suntem împreună și mi-a pus o întrebare interesantă la un moment dat. Lucian, dacă ai citit cartea, spune-mi, te rog, o părere sinceră. Așa, după ce ai lecturat-o, ți se pare că este scrisul unui român sau este o carte tradusă de un autor american? Și exact acest lucru îl recunosc, că dacă nu ar fi s-ar scrie aici neamințuită, ar fi un roman foarte bine tradus după un autor american celebru sau care este foarte bine cotat. Da? Deci are această calitate de cartea de a nu fi diferită de absolut niciun fel de roman promovat cu atâta obstinație că este din literatura occidentală. Și fără să vreau, mi-aduc aminte de întâiul președinte al Academiei Române, Ion Eliade Grădulescu, care spunea în urmă cu mai bine de 150 de ani, spunea, scrieți greș orice, nu mai scrieți. Atunci era un mesaj, că vedeți că lucrurile se întorc în istorie sau se repetă, atunci și atunci exista varianta că mulți erau tentați pe literatura venită din Occident, mai ales de la Paris, iar Ion Eliade Grădulescu era convins că există scriitori puternici și în România și atunci, prin acel apel, de la tribuna oficială a Academiei Române, îi ruga pe tinerii scriitori români să se implice mai mult, să aibă curaj și să vină către... Exact același mesaj ar trebui să spunem și noi acum, dar cu mici retuși. Nu scrieți băieți orice, aș interveni aici, să scrieți băieți ce trebuie sau ce lucruri bune, iar din punctul de vedere al cititorilor, le-aș recomanda, nu mai citiți orice. Citiți și căutați literatură bună. Sunteți de acord. Da. Mergem mai departe pe carte. Coperta. În momentul de față, cei care se ocupă de vânzări, de piață de carte, care iar trebuie să vă depoarește lucruri care nu sunt deloc dolorose cu România, suntem pe ultimul loc din Europa la citit. Da? Asta înseamnă că avem cei mai puțini cititori și cei mai puțini cărți cumpărat. Este un dezastru. Da, este un dezastru ceea ce se întâmplă în România. Deci, nu neapărat un semnal de alarmă. Nu se mai poate. Iar un om citit, un om care citește cărți, să știți că este de un milion de ori mai valoros decât cel care se dă la televizor, la las fierniți. Iată că, în momentul de față, din punctul meu de vedere, cei care sunt se uită la las fierniți și la Nore, pentru nu știu ce și alte asemenea emisiuni, mizerabilități, să spun eu, acești oameni se pare că ne conduc. Oamenii care citesc cărți și nu mai sunt valoare care carte pe parte, dar trebuie să facem ceva. Doar constatăm, eu din punctul meu de vedere, v-am spus, sunt un om care m-a umplit, iar am venit astăzi pentru că am pus într-un lucru, am venit la București. Poate că au fost invitați de aici din Călăraș și au fost mai bine să rămână acasă în familie, să se dă la televizor, decât să vină până la muzeu, să fie aproape de un Călărașan care își lansează o carte minunată. Pentru că este un eveniment cultural. Nu știu câți s-au lansat anul acesta, nu cunosc foarte bine, dar nu cred că foarte mult. Și aici nu mai vorbim de o cărticică, o cărțiunie, o ceva. Deci vorbim de un roman foarte puternic. Am venit special, eu romancier consacrat, cu recunoaștere,
Eu vin și spun și ridic mâna. Am un coleg care îmi face plăcere pe frumos și îl susțin și urez succes pe mai departe. Nu copertele, deși ele atrag pe cei care sunt mai puțin obișnuiți cu lectura, așa este, numai că din punctul de vedere a celor care se ocupă cu vânzarea cărților, să știți că 80% reprezintă genul de literatură, autorul și editura. Doar 9% reprezintă copertă. Deci și ele au o parte de la dar 80% vorbim de editură, genul, de să fie, mă rog, ce sunt acum la modă, că le place membrana acelea romans, sunt foarte multe doamne acasă, dar de povesti lopoase, de acelea gen de Santa Brown, la care creează, bineînțeles, creează diabet literar, în care ea iubește pe el, el pe ea, mai are o amantă în spate, nu contează, sunt aceleași trei personaje care se rătesc, care se duc la Paris, care se duc la Veneția, care se duc la New York. Deci aceleași bagatele, dar ce să facem dacă nu vrem să ieșim din aceste țiropoase lecturi care, v-am spus eu, te trimite de viață literar. Și mai este 3%, mai reprezintă 3% și prețul unității. Deci cam astea sunt criteriile ca să vă fac acum și o mică prezentare de carte pentru mai târziu. De ce? Pentru că romancerul planifică vrea să aibă mai departe după ce acum a văzut un scop de dar el va veni din ce în ce mai puternic, va scăpa de finanții și e promite ca în vară, în toamnă, să creeze aici un tâlc de carte. Păi, asta nu așa înseamnă treaba asta. Este ambițios. Deci, nu numai că va lansa cărți, dar va aduce autor de la București mai mulți și dorește aici un punct de atracție, un centru cultural. E un lucru admirabil și ar trebui sprijinit din acest punct de vedere. Deci, sunt convins că aici astea sunt reprezentativi invitații, dar și sunt convins că mesajul ăsta va pleca mai departe. Cartea asta am cam epuizat în momentul de față, n-am trebuit să spunem, am înțeles. Am scris o carte, exact ca și cum mie mi-ar plăcea să citesc. Nu am făcut rabat de la imaginația mea, să-mi găsesc ideile și să mă regăsesc în paginile de aceea. Sunt cumva... Deci nu ești acum că cu glumă, nu ești îmbătat de propria scriitură. Nu, este doar faptul că ți-ai dorit să iei doar pe care. Așa mi-aș dori eu să citesc o carte. Așa ți-ai dorit, da. Deci, din punctul de vedere, ai dorit să fie o carte literatură de calitate, să fie abordabilă, nu este, am remarcat, nu este o expresie prețioasă, nu folosești, în schimb, mai metafore, dacă nu te comparații, pentru că așa se scrie o carte. Adică, iarăși venim la și facem o comparație într-o carte bună și altele vreau să le dau bună, în care autoarea de acolo sau autorul merg pe niște propoziții foarte cinematografice. S-a dus la niște a deschis ușa mișterului. A luat o bere, a băut-o. Deci nu. Aceste cărți vă dați seama acestea. Maculatul. Scriptura puternică este aceea în care știi să aduci toate efectele stilistice, exprimi acea maturitate stilistică, ai foarte multe metafore, multe comparații. Sunt... O carte se scrie foarte. Pleci de la o idee, dar conceperea și finalizarea îți mănâncă foarte din tine, pentru că tu, de fapt, transmiți mai departe. Este o parte de tine care este o urmă care va rămâne. Aici este, dar te consumă foarte mult. Și cu cât te consumă mai mult, te corești. Așa cum spunea un mare scriitor francez, François Varro, care spunea că atunci când scrie 4 cuvinte, 3 le șterge. El, la fel, la 1780, trăgea un semnal de alarmă că nu oricine poate să fie scriitor. Și când auziți la televizor pe cineva care spune o, mi-a venit în cap și uite așa m-am apucat și am scris și în 3 zile am scris în roman. Credeți-mă că acolo este un ghiveci. Nu are nicio legătură cu care nu
scriitor puternic revine, șterge, este perfecționist, își dă seama, până când nu este perfect acolo acea frază, să nu mai fie nevoie nici măcar de o vină, nici măcar de un cuvânt, de ceva, el nu o lasă. De acela este scriitorul complex, acela este scriitorul care vrea să lase urme adevărate pe tot el. Cel care îți spune că scrie cu o ușurință incredibilă, credeți-mă că nu are nici un pic de valoare literară. Romanul nu înseamnă numai talent, nu înseamnă și muncă. Mulți se bazează doar pe talent sau și mai mult doar pe muncă. Nu o să iasă. Dacă nu ai, nu folosești amalgamul ăsta, muncă și talent, nu o să fie niciodată nimic.